Revenit la un nou daily vlog. Astăzi, după cum vedeți, sunt echipată de scandal. În sfârșit nu mai avem un daily vlog din casă, ci o să ieșim puțin afară, o să ieșim să mai vedem și noi lumea, o să ieșim să mai vedem fețe de oameni, în primul rând, și o să ies în căldură, pentru că astăzi se anunța a fi una dintre cele mai toride zile, dar nu-i problemă, supraviețuim. Și m-am zis să vorbesc cu voi direct de la oglindă, pentru că m-am aranjat, m-am pregătit, părul meu încă este ud, dar o să se usuce până pe parcurs. Suntem, bineînțeles, acompaniați de aceeași găină isterică din totdeauna și da, vreau să vă arăt că în sfârșit am scos și eu la plimbare acești pantaloni de in pe care i-ați văzut în ultimul haul cu haine, adică prin mai. Eu din mai nu am reușit să-i port și mă uitam acum că mi-am luat niște sandale pe care le-am purtat o singură dată. Îmi sunt foarte dragi sandalele astea, cu toate că le-am purtat o singură dată. Asta să mă dau mai așa ca să poate le vedeți mai bine. Se văd mai bine așa? Da, le ador și să știți că sunt foarte comode. Au tocul foarte bine echilibrat și sunt foarte comode. Și mă gândeam așa la tot ansamblul ăsta că e bine că sunt sandalele alea acolo, că mai rupe monotonia asta de crem pe care o am pe mine. Așa, astăzi ce facem? Facem un fel următor. Mergem să ne vedem cu Eugenie. Asta după ce mai rezolv eu niște treburi. Mergem să ne vedem cu Eugenie, bem o cafea. N-am mai văzut-o de la ziua mea, cred că. Da, de când am fost la terme. Din mai, adică, și este jumătatea lui iulie. E bine, hai că nu stăm rău. Și să vedem, că nu ne-am decis ce facem după, adică am zis că o vom vedea, vom trăi și vom vedea ce facem după ce bem o cafea. Inițial o să fie ceva de mâncare și ceva de băut cafea, așa, ceva de, sau o limonadă, ceva rece, și după aceea vom vedea dacă mai facem ceva sau pe unde mai mergem sau dacă mai avem timp și răbdare și nervi de altceva. Da, cam asta este mutrica mea. Eu m-am început ziua destul de bine. Citind, am citit puțin, am început o carte nouă, o să vă povestesc despre ea mai târziu. Am udat, m-am alergat cu Udi prin grădină, m-a gherăit, bineînțeles, pentru că de ce nu, să nu mă lasă și ea niște urme. Acum nu știu pe unde e dispărută, pe unde a dispărut, dar e bine. E bine, se lasă căldura, să sperăm că ajung în oraș înainte să se lase căldura, să sperăm că reușesc să ajung la un aer condiționat ceva, să mă bag înainte să se pună căldura hamare. Și înainte să plec, vreau să vă arăt ceva care este mega, super, extra important. Trebuie să vedeți neapărat, că altfel nu se poate. Maria ta blondă, aș vrea să ne spui, pe o scară de la 1 la 150 de milioane, cât de grea este viața ta acum? Cât de grea este viața ta, mama? Cea mai grea, nu? Aici am în pace. Mai mult voi urât. Thank you.
Hello, my loves! Mamă, ce lumină n-avem! Așa, încercăm. Avem lumină acum, dar avem și purici. Asta este, se la vie. Ce faceți, dragilor? Am ajuns și eu acasă într-un final. Este 9 și jumate. Am ajuns destul de repede. Ah, și m-am schimbat. Uite că m-am schimbat, am fost în baie și m-am și schimbat repede de pantaloni. Că vreau să vă arăt cum arată pantalonii aia de in după o zi de purtat. Să știți că situația nu e atât de tragică în ceea ce privește șifonarea, la asta mă refer, pentru că de regulă e chestia asta cu pantalonii de in care se șifonează repede. Într-adevăr, s-au mai șifonat ei sau m-am totolit ei, dar nu ceva oribil, adică odios. Au fost călcați până să iau pe mine când am plecat de acasă și acum când m-am întors uitându-mă așa la ei, nu arătau rău, adică se vedeau că s-au șifonat după ce au fost călcați. Știți, nu că i-am luat pe mine necălcați, se vedea diferența, dar nu ceva tragic. Cert este că am uitat și m-am schimbat cum am ajuns acasă și da, pe lângă asta am niște picioare atât de umflate, vai, îmi retrag cuvintele cu privire la sandalele alea. Săracele, ele sunt comode, dar au o problemă tehnică pe care o trebuie să o rezolv. Au talpa aia pe interior mult prea lucioasă și alunecă piciorul pe ea. Da, și mi-a creat un disconfort destul de mare, ceea ce a presupus să stăm la masă mai mult timp, dar n-a fost problemă. Am stat cu Eugenia, am povestit, am băut vreo 3 cocktailuri, chiar râdeam că am pus niște story-uri și mă amuzam că una dintre voi mi-a și scris... Salut, mate, pup! Apropo de asta, mi-a și scris, zice, în sfârșit de mai relaxez și tu, zic, da, m-am relaxat cu 3 cocktailuri pe ziua de azi. A trecut efectul lor, să știți că eram puțin sub influența acestor cocktailuri, eram sub influența lor, așa, puțin, parcă mă... Și da, au trecut, am ajuns acasă, am și mâncat ceva. Și, da, mă duc să văd pe unde-s copiii, că nu m-am dat niciun cochil. Să găsesc eu măcar un cochil pe zi, seara asta, să văd dacă mai trăiește, dacă mai e întreg, dacă mai e viu. De dor, se pare că nu le-a fost dor de mine, că n-a dat buzna niciunul să mă iubească în momentul în care am intrat pe ușă, așa că, da, e clar. Ce vreau să vă mai zic? Deci, am fost așa. Am fost prima dată la un local care va să rămâne nenumit, undeva pe acolo, pe la Romană, pentru că am avut eu niște treabă. După aceea am fost la Cărturești, de unde n-am putut să nu plec fără o carte, stați așa. Oscilam între mai multe cărți, am văzut mai multe cărți acolo și oscilam, așa, eram foarte indecisă pe care să o iau. Mi-am propus, adică, bine, eu vreau să iau vreo 5-6 cărți, dar mi-am impus să iau una. Deci am zis, dacă tot trebuie să plec de acolo cu o carte, cu cărți, măcar să fie una, nu 10, pentru că Mulderul, care știm că e acolo. Și zic, ok, bine, carte. Și mi-am făcut, la un moment dat mă plimbam printre ele și nu știam pe care să o iau. Eram foarte tentată să iau o carte de Margaret Atwood, pe care o iubesc, o ador. Dar de fapt să mă vedeți, stați așa. Să mă vedeți, că așa mai bine, cred că e mai bine dacă mă vedeți. Eram super, super, super tentată să iau Povestea slujitoarei sau altă carte de Margaret Atwood. Cum îi zicea? Asasinul orb. Da, o aveau și pe aia. Ambele fiind pe lista mea. Și nu pentru că nu aș ști ce se întâmplă în Povestea slujitoarei, că am văzut și eu serialul, sau cel puțin primele două sezoane și jumătate, după care m-am lăsat. Am văzut și eu ce se întâmplă, dar mă interesează felul în care scrieți femeia asta, pentru că i-am urmărit masterclass-ul, are un masterclass, dacă nu știți, de writing, de scris, de fiction writing. L-am urmărit de vreo 3 ori, pe puțin, deci îmi place de ea ca om sau ca, nu știu cum vreți să-i ziceți, autor care povestește, este absolut delicioasă, este senzațională și eram... Cât mai aveam să iau o carte scrisă de ea, dar cartea asta cu mințile lui Billy Milligan este pe lista mea din primăvară, de când am văzut-o la Loredana. Loredana, de la Ascult și Citesc. Și de când am văzut-o la ea, am tot stă pe... așa. Era să o comand de nu știu câte ori. Și este... pentru mine este fascinantă, că știți că este cu psihopupul, cu de-astea așa, cu... personalități multiple, cu, mă rog, deviații de așa, și pe mine mă fascinează chestiile astea. Și punându-le, efectiv le-am luat și am întrebat-o și pe Eugenia pe care să o iau și le-am pus așa, am pus vreo 3 cărți una lângă alta și zic, antante pe care să o iau.
Până la urmă mi-am dat seama că asta îmi surâdea mai mult decât cea cu Margaret Atwood, oricare ar fi fost dintre cărțile ei. Așa că pe Margaret Atwood o lăsăm pentru mai încolo, dar promit solemn că o să ajung și la ea, pentru că sunt foarte curioasă de cum scrie. Efectiv, nici nu mă interesează cartea în sine, nici nu mă interesează povestea, nici nu mă interesează dacă e bună sau nu. Mă interesează pur și simplu stilul ei de scrie, pentru că v-am zis, am urmărit acel masterclass și mă fascinează femeia asta și este absolut delicioasă și este absolut minunată și este o scumpă și îmi place foarte tare de ea ca om. Și o să ajung și la cărțile ei, promit eu cât de curând, dar nu am putut să o las pe asta. Pentru că și așa, nu știu, pentru mine chestiile astea cu psihopupul întotdeauna, dacă îmi implică ceva, o deviație de așa, o tulburare de personalitate, da, ceva la creier, pe mine mă fascinează și mă câștigă mai repede decât orice altceva. Și mințile lui Billy Milligan este despre un tip care se presupune că ar fi criminal și care se dovedește că are personalități multiple și nu așa una, două, ci vreo 27. Mă rog, am văzut-o la Loredana, v-am zis, nu știu foarte multe despre carte, nici nu vreau să citesc mai multe, chiar n-am citit de pe spate, știu strict ce a povestit Loredana despre ea, habar n-am cât este de accurate, dacă e să spunem așa, dar o să vreau să ajung la cartea asta cât de curând, pentru că este yummy. Da, și uite, așa mai adăugăm o carte la magnificul meu raft, tank, pardon, la magnificul meu tank, încă n-a ajuns raft, magnificul meu tank, care în loc să scadă, adică să citesc din el, tot crește. Asta este, se lavi, ce să-i facem? Astea sunt de noi, așa. Acum, mă duc să caut copiii, mă duc să mai mănânc ceva și vedem ce mai facem. Cam asta a fost o zi destul de chill, o zi destul de ok. Se umfla picioarele, cum era de așteptat, adică asta nu e neapărat de la sandele, ci e o problemă mea generală. Mă duc să le bag în niște apă rege ca să-și mai revină. Și de aici încolo, Dumnezeu cu mine, că e 10 noapte, nu ce să mai fac. Așa că da, a fost o zi destul de ok. Am stat cu Eugenia, am povestit, am împărțit impresii, ne-am mai adus aminte de una alta, ne-am mai... așa. Deci a fost bine. Deci toate bune și frumoase până aici. Așa, mâine vom mai vedea noi ce vom mai face. Vă pup și ne vedem în câteva secunde la voi, nu știu, mâine sau voi mâine la mine. See you later! Cât de frumos ești, sau frumoasă, nu știu exact dacă ești un el sau o ea, dar ești foarte frumos. Ești foarte frumos. Ești superb. Ești o splendoare. Gata. S-a plictisit de complimente. Bună dimineața, dragii mei și dragele mele. Suntem într-o acustică absolut superbă. Sunt în față la Ateneu. Sau, mă rog, în grădina Ateneului și reluăm daily vlogul ăsta pe care l-am început acum câteva zile pentru că e bine să se termin dacă tot l-am început, nu? Zic. Așa, da, vă lăsasem, nu știu, ultima dată vă lăsasem când m-am întors de la întâlnire cu Eugenia. De atunci am mai întâmplat câteva chestii. O să vă pun la curent, cred că acasă. Dar este dimineață, este 8 și jumătate s-a făcut. Am avut niște probleme tehnice cu Madame Camera și cu Monsieur Telefonul, nu știu, sau iubit astăzi și trece o salvare. Așa, nu știu ce ziceam, că m-a întrerupt salvarea și mi-am pierdut șirul ideilor. Ceva că vă zic, update-urile vi le zic acasă, sunt în oraș pentru că am niște treabă și dacă tot am venit în oraș, mi-am luat și trepiedul cu mine să fac niște poze, că n-am mai făcut de mult, mai ales în oraș. Și numai bine că astăzi... asta vă ziceam, da. Numai bine că astăzi camera și cu domnul telefonul meu au decis să nu se înțeleagă. Nu știu ce au avut, că mi-a luat mai mult decât normal. Mi-a luat, nu știu, mi-a luat peste o oră să fac un set de poze pe care în mod normal le făceam în 10 minute. Și pentru că n-au vrut astăzi să colaboreze deloc. N-am înțeles de ce, n-am înțeles, să mă uit să văd ce a ieșit.
Dacă e mai târziu, după ce îmi termin treaba, mai fac o serie de poze dacă n-au ieșit astea. Acum vreau să merg către o cafea, prima dată, până ajung eu, că eu am ajuns de vreme, mă dați seama, dacă e 8:30, vă dați seama că am ajuns de vreme. Să mă duc să iau o cafea, nu-s machiată dacă vă interesează. Pentru că în perioada asta am decis că nu mai are sens să te machiez, mai ales cu căldurile astea, deci nu. Și îmi trebuie o cafea și ceva de ronțăit de mâncare, că n-am mâncat nimic înainte să plec. Și mai am timp până ajung eu la treaba mea să-mi rezolv eu ce am de rezolvat. Mai am timp, așa că ne vom pune bicicleta de soare. Ne vom lua tripodul. Stați așa că avem o problemă. Stați. Așa. Și vom purge despre a pleca către Unirii. Da, că încolo mă îndreptam eu către Unirii, dar m-am dat jos din mașină brusc și dintr-o dată, pentru că mi-am găsit eu un loc interesant de poze pe marginea străzii și fiind dimineața, fiind 7 și un pic când am aterizat, zic, numai bine pot să fac poze acolo, știți, pot să pozez pe marginea străzii, pe un trotuar, fiindcă nu era nimeni. N-a avut camera și cu telefonul să se înțeleagă, așa că, da, am venit aici. Dar continuăm să mergem către Unirii și după aceea vom vedea. Vă mai țin la plan ce mai facem după aia. M-am întors acasă, pe la 1 am ajuns acasă, după ce am rezolvat, mă rog, ce avem de rezolvat, să zicem. S-au schimbat planurile, dar nu contează. Ideea este că s-a rezolvat, dar jur că astăzi este ziua în care nu trebuia să mă trezesc. Deci, cum am ajuns acasă, mi-am făcut un duș, că eram transpirată și era cald și zic să mă răcoresc și să mă curăsc de tot praful din oraș și toate cele. Și ceva m-a iritat foarte tare și după aia zic, hai că vă bag o jumătate de oră de somn, habar n-am cât a fost, dacă a fost jumătate de oră sau dacă a fost o oră. Cert este că m-am trezit mai iritată decât adică nu mi-am atins scopul, m-am trezit mai enervoasă decât m-am culcat. Mi-am făcut aici un frappe, să vedem, poate ăsta mă mai calmează. Hello, welcome to my life, which is pulvere. Așa, și da, ziceam că vă pun la curent cu update-urile din ultimele zile. În primul rând, ăsta stă în toate felurile, într-un hal fără de hal, pentru că i-am tuns vârfurile zilele trecute, nu mai știu, într-una din zilele în care l-am filmat. Și săracul se readaptează și dacă tai foarte puțin din el, ia câteva zile până se readaptează la noua lungime, de parcă aș tăia așa, soarele, bine, după cum știți, după cum ne-am obișnuit, îmi face figuri. Toate bune și frumoase. Da, aia. Mai și mor, deci, da. În caz că nu mai înveți niciun vlog de la mine, să știți de ce, am murit. Așa. Tați-i o gură, că poate mă calmez. Hai să o luăm de dimineață. Ca să vă zic prima dată de ce zi eu asta am un dezastru. Am dus în bucătărie, am fac cafeaua și v-am zis că am moca podul ăla de așa, care îmi cade constant de pe
ochiul de la aragaz și am zis că rezolv problema asta și n-au rezolvat-o. În fine, cert este că de dimineață, fix în secunda în care să pun mâna pe cană, pe cana aia fierbinte, să pun în cana mea cafeaua, a căzut, s-a împrăștiat pe tot aragazul. Felicitări mie, ce să zic. După aceea, între zi că nu mai aveam timp să vorbesc cu voi, să-mi fac intro-ul dimineața, lucru care iarăși m-a iritat. După aceea am ajuns în oraș, zic, hai să fac pozele. Nu mergea camera. Nu voia deloc să se conecteze la telefon. Adică se conecta, dar telefonul tot arăta că nu poate să facă fotografii și nu înțelegeam de ce. Și camera se declanșa cu întârziere. N-aș ști să vă spun că după aia a mers ok. Adică n-aș ști să vă spun ce au avut. Cert e că și astea au probleme de personalitate astăzi. Astea două, camera și cu asta. Așa, după care mă duc să-mi rezolv problema. Nu m-am mai dus la Unirii, că ziceam că mă duc la Unirii. Nu m-am mai dus la Unirii, că n-avea sens, era prea departe de zona în care trebuia eu să-mi rezolv ceva. M-am dus la Mecu de la Cismigiu și de acolo am luat un autobuz, ceva, un troleu, habar n-am, o chestie, vreo două stații până unde am avut eu treabă. Am mai încolo de universitate și am rezolvat ce am avut de rezolvat. Bineînțeles că nici acolo n-a fost simplu, că a trebuit să fie și acolo cu scăpina din ăsta așa. Da, mă rog, cert este că s-a rezolvat. După care mă duc la o farmacie și am vrut să-mi iau tratamentul pentru pitiliazis. Și am zis doamnei că vreau, i-am zis foarte explicit, pentru că mi s-a mai întâmplat să le aud că nu pricep. I-am zis că vreau gelul, că am nevoie practic de un gel de duș și de o cremă. Și am specificat Liquid versii și Vitella versii. Crema. I-am specificat clar, crema. Vitella chiar am zis de două ori. A luat de acolo, am îmbâdligat de acolo, nu știu ce. Eu am văzut că e cutia albă, că cutia de gel de duș e verde, cutia de cremă este albă. Și am văzut că a luat o cutie albă și una verde. Într-adevăr, mi s-a părut cutia albă mai mare, dar zic, na, au schimbat ambalajul, whatever. Ajung acasă, îmi fac duș și constat că cutia albă era de fapt un șampon care era frate cu gelul de duș, frate. Și am nevoie de ambele, adică am nevoie și de cremă și de gelul de duș, da, și m-a iritat teribil de tare chestia asta. De fapt, mă frustrează pentru că odată mă sâcăie chestia asta, că trebuie constant eu să verific munca altora, în condițiile în care eu i-am specificat femeii foarte clar. Că mai sunt farmaciste din astea care nu înțeleg, adică nu pricep care treaba cu substanțele astea, cu produsele astea. Și i-am specificat clar crema și gelul de duș. Și de regulă știu că mi se întâmplă să mă întrebe farmacistele, mă întreabă, dar la gelul de duș nu vreți și crema sau nu vă trebuie și crema? Și când am mai luat așa separat, când l-am luat separat. Și așteptam să știe, știți? Deci mă irită odată faptul că trebuie constant să verific munca altora, pe care trebuie să-și o facă din prima, dacă nu pricep, întreabă, așa. Și după aceea mă frustrează faptul că nu văd, știți, că eu mă bazez pe niște semne și eu dacă am văzut cutia aia albă am zis că e ce trebuie, știți, și n-am mai verificat, adică m-am bazat că e ce trebuie și aoleu ce mă scoate din sărit de chestia asta. Da, și am ajuns acasă să-mi fac duș, cum v-am zis, și am folosit gelul de duș și când să folosesc crema, nu e. Oh. Da, mă duc mâine, iarăși, să o schimb, pentru că n-am ce să fac cu șamponul. Raportez cu încântare de a doua zi că am reușit să schimb acel șampon mirific cu crema și că n-a fost nevoie nici să se țipe, nici să se urle, nici să vă contrazic, nici nimic. Ba chiar doamna farmacistă și-a cerut și scuze, i-am spus și eu că îmi pare rău de încurcătură și tot a decurs minunat. Deci iată că se poate și civilizat. Și v-am zis, m-am trezit mai iritată decât era. Da. Așa, ca update-uri, ce am făcut eu special în ultimele zile, nimic deosebit, este foarte cald, într-adevăr, mie nu mi se pare foarte cald, adică eu stau în casă, stau la adăpost, stau la, nu, mi se pare așa, dar văd pe afară că săraca iarbă se usucă, zdreanța nu mai poate, deci zdreanța e terminat de căldură, câinii sunt tot așa leșinați, ceilalți, fetele sunt leșinate, e cald,
Ce-am mai făcut? Interesant. De atunci și mai... Deci, iar avem aseară o grămadă de update-uri în minte, să vă zic și nu. Așa, m-am trezit într-una din zile și chiar vroiam să filmez în ziua respectivă. M-am trezit într-una din zile cu chef de pictat. Deci, nu știu cum să vă zic, dar eram, cred că duminică sau ceva de genul ăsta, eram cu ochii umflați la 6 și ceva și eu deja eram afară, că mi-a tunat să pictez. Problema este că a ieșit o bălărie. E prostia aia de acolo, de pe șevalet. Arată odios. Deci nu, arată oribil. Trebuie să-i schimb, că nu arată. Nu e ce trebuie. Adică aveam un concept în minte, aveam o idee în minte și pe măsură ce au trecut zilele de când am pictat chestia aia și mă uit la ea, zic, aoleu, Hristoase, ce mizerie aia. Da, mi-am pierdut îndemânarea pentru că am mai pictat de foarte mult timp și mi se întâmplă chestia asta constant. Adică nu pictez și îmi pierd bruma de exercițiu pe care o aveam. Nu pictez și după aia stau și mă gândesc, dar n-am mai pictat de mult timp, nu mai am exercițiu și după aia trece și mai mult timp și după aia când mă apuc iese tu porcărie din asta. Ideea este că mi s-a alimentat cheful de pictat de la cartea asta, că eram pe la începutul cărții astea, asta, Ascensiune, este din... Este primul volum din seria Destinul Reginei. Dacă vă amintiți în ultimul daily blog, atunci am comandat eu cartea asta și vă ziceam că da, nu cred că e dintr-o serie, că nu pare să fie dintr-o serie. Nu scrie pe nicăieri. Scrie mare cât capul meu aici, adică nu știu ce putea să mai aibă decât niște beculețe ca să văd că scrie cât capul meu de mare. E prima carte din serie. Bine că am luat-o pe prima carte din serie, că eu o luasem după copertă. Cert este că îmi place cartea. Este fantasy, așa. E mai slow, așa, știți? Merge mai greu acțiunea, dar este ok. Adică îmi place, chiar mă atrage. Și e o carte foarte frumos compusă din punctul meu de vedere până acum. Am ajuns pe la jumătate, după cum observați. I-am făcut și un ciucure. Așa, și vreau neapărat să termin săptămâna asta. Sper că reușesc să termin săptămâna asta, că deja nu mai pot. Și cumva cartea asta, de fapt, dacă v-ați uitat la clipul cu ăla cu cărțile citite în luna iunie, ați văzut că am citit o carte de vampiri aia cu semnul. Și de atunci mi s-a activat imaginația foarte tare, știți? Și în general, de asta citesc eu cărți din astea fantasy, distopice și cărți din astea care cumva îți pun imaginația la încercare, pentru că activează imaginația, pur și simplu, în momentul în care citesc lucruri de genul ăsta, îmi activează imaginația, mă face să, nu știu, practic lumea aia, care nu-i ca a noastră, care e o lume concepută, da, care există numai în cartea respectivă, trebuie să ți-o imaginezi tu prin cuvintele alea, adică da, cuvintele alea îți dau un cadru general, dar tu poți să-ți imaginezi lumea și să o imaginezi cum vrei tu. Și în general, când sunt descrieri din astea foarte ample a lumilor ăstora fantastice sau distopice sau așa, nu citesc în integralitate descrierile alea, pentru că vreau să las o parte din imaginația mea să construiască lumea aia distopică, știți? Adică încerc să citesc numai lucrurile care sunt necesare ca să-mi fac o idee despre lumea respectivă. Da. Cafeaua asta e oribilă, by the way. E oribilă ca mood-ul meu. Sper să nu vă transmit și vouă mood-ul ăsta, dar așa e ziua de astăzi. Deci așa s-a transformat ziua de astăzi. Ca să vedeți că am și zile foarte proaste. Acum mă uitam pe poze. Au ieșit din fericire tot chinul de astăzi cu pozele. A fost bun că măcar au ieșit câteva poze. Nu-mi trebuiau prea multe oricum. Pentru o postare, că dintr-o serie din asta nu pot să fac decât maxim două postări, așa, dar sunt mai bune alea de la Cismigiu decât celelalte, so, tot e bine, suntem bine. Mm-hmm. Și ce mai vreau să vă zic? Mai vreau să vă zic ceva, nu mă știu, uit, da, doar că nu, sper să nu vă dea... Să nu vă dau o stare proastă, că nu asta e intenția mea, dar dacă tot am deschis vlogul ăsta, hai să duc la capăt și să las așa, cum o fi el. Încă un update, referitor la gelul ăsta de sprâncene de la Maybelline, dacă ai aflat și eu cum se numește, vă și spun. Așa, nu, invers. Ceva cu Express Brow, pardon. Așa, pe care l-am luat în ultimul haul de la Notino, ceva de genul ăsta, nu știu, prima a fost așa, tot prima, toate se întâmplă prima, în fine.
Și în holul ăla v-am zis că nu eram eu prea, sau în clipul pe care l-am făcut cu când am testat produsele din hol, vă spuneam că nu eram prea încântată de el, adică nu prea, mi se părea prea închis pentru sprâncenele mele. Bine, sprâncenele mele la ora respectivă erau și super decolorate și era o discrepanță enormă între culoarea lor și ăsta. Acum că sprâncenele s-au mai dat pe brastă și au mai revenit, discrepanța nu mai e așa de mare și nu mi se mai pare atât de nasol ăsta. Îmi place. Partea interesantă la el, culoarea nu mă mulțumește în totalitate, ce-i drept, aș fi vrut să fie un pic altfel. Partea interesantă la el este că este waterproof. Deci este waterproof și e super glue pentru sprâncene. Dacă aveți niște sprâncene, ca și ale mele, adică ale mele sunt niște sprâncene din alea de gorilă, nu stau ferite, ar sfântul, n-ar sta, n-am decât trei fire, dar n-ar sta locului, știți, adică nu. Asta, cel puțin, sprânceanul asta tot timpul migrează în jos. Dar am văzut că acum le ține bine și periuța este ok încât să pot să-mi construiesc eu aici în față, ca un gol mare aici în față, și e ok. Deci, dacă vă interesa ăsta de la Maybelline sau ceva de sprâncene drugstore, să știți că este bun. Așa, ce aș mai vrea eu? Este foame. Probabil de aia și starea mea de iritare, că în general eu când sunt hungry, sunt hangry, așa, și aș face niște paste, habar n-am. Iar îi fur puiul lui Jiminy și îmi fac niște paste cu pesto. Cred că asta o să fac cel mai bine, pentru că altceva nu surâde de altceva, nu mi-arde de altceva. Da, și cam atât cu aventura mea prin București. Mă gândeam inițial să mai rămân prin oraș, dar a început să se încălzească foarte tare și zic, nu, mai bine, hai să o luăm spre casă. Și așa, aveam și trepiedul, aveam și punga aia de la farmacie și zic, prea multe pe mâna mea și hai să mergem, da? Bun, este 3:30, ceea ce e minunat, ce pot să zic. O să... Da, mulțumim. Un mail. Ne era chiar foarte dor de acest mail. O să mă apuc de acele paste de care ziceam și vedem mai încolo ce Dumnezeu mai fac. See you later, vă pup. Aș avea chef, cred că, de un film în seara asta. Poate mă uit la un film. Ce e, iubirea mea? Ce azi? E pisicutati, e pisicutati, e pisicutati, da. Cu ciu-ciu-ciu! Ce faci, băi vulpi, bă? Adă un pupic, adă un pupic, hai, dă un pupic. Orice așa, ce asistența mea constantă este aici. Sunt bine păzită, nu-mi fac griji. Avem un mucios aici, un botos, de fapt, și un mucios și o happy care s-a mai curățat, că avea niște zmocuri de blană pe ea, că nu-i mâncădeau și în sfârșit s-a curățat. Dar în caz în care vă făceați griji, sunt foarte bine păzită. Zranță, ce s-a întâmplat? Încă ți-e cald puiul, nu? Știu, nu te cred. Hai că udă, mami, gazonul acum, ca să stai pe gazon imediat. Hello, loves! N-am să vă mint. E o mișcare foarte proastă să stai lipită de acest perete care a stat toată ziua în soare și care este foarte fierbinte la ora actuală, cred că are 40 de grade. Vin și eu cu un update după o zi care a fost foarte călduroasă și mi-au mai trecut drăgușorii. Trebuie să recunosc că mâncatul ăla mi-a făcut bine, cafeaua a fost oribilă, dar mâncatul mi-a făcut bine, că mi-au mai trecut drăgușorii și sunt bine acum. Mi-am luat aici un Fanta, că nu știu, nu v-am updatat, dar am cam renunțat la Pepsi, mai beau din ce în ce mai rar Pepsi, am trecut pe Fanta. Da, povești. Și mi-am luat și cartea cu mine să mai citesc, pentru că mi-aș dori să termin cât de curând și să mai citesc din ea. Și în curând o să dau drumul și la aspersor ca să ude iarba, pentru că e teroare. A fost foarte, foarte, foarte cald și de asemenea cred că aș uda și roșiile. Haideți să mă laud cu producția mea superbă de fructe și legume de pe anul ăsta. V-am zis că asta, cum îi zice, soarele ăsta este într-o poziție foarte dubioasă acum. V-am zis că merii mei anul ăsta au tras chiulul și avem vreo, câte sunteți mai acolo? 2, 4, 5, 6, cred că vreo 8 pere în total.
Așa, și am două pere pe care vi le-am arătat la începutul vlogului. Da, două pere. Și din... Într-un total de câte pere, câte prune, dintr-un total de vreo 14 prune, am mai rămas cu vreo 3. Deci, producție serioasă. Și aici avem My Pride and Joy, și anume roșiile mele. Și înainte să sară vreun critic de artă specializat în a le critica, partea aia cu bălării lăsate printre ele este intenționată pentru că le ajută foarte mult. Nu se usucă pământul atât de tare dacă au iarbă sau bălării la rădăcină. Mai trebuie să le mai leg eu puțin, să mai curăț șanțul ăla că s-a umplut de iarbă. Dar da, uitați-vă și eu, e cam niște roșioare și de pe partea asta la altă se văd și mai bine. Stați așa. Așa. Oh, bună ziua, dar bună ziua, dar ce faceți, prințesa mea? Scumpă și dragă, stați așa, întrerupem programul artistic pentru a iubi o prințesă pe care n-am mai văzut de câteva ore, că nu știu pe unde se ascunde. Ce văzut o prințesă lui mama? Ce faci tu, muștăci? Băi, muștăci, ce faci? Ce faci, muștăci? Aici ce avem? Aici avem un ciuline cu ceva rest de blană de la Happy sau de la Vulpi, nu știm exact care. Că e blond, da, una din ele. Ce face mătu? Ce face mătu? Apropo de Happy și de Vulpi, au început să se isterizeze. Which is amazing! Ce faci tu, prințesa lui mama scumpă? Revenind, da, mai trebuie să mai tai niște frunzulițe pe acolo, că sunt câteva probleme, dar look at them! Look at my babies! Look at my babies, da, am și eu. Bine, eu mi-am pus 8 fire de roșii pentru salată. Adică atâta mi-am dorit de la viața asta, să am câteva roșii pentru salată. Și cred că mi iese, dacă nu se întâmplă ceva tragic, acum în perioada imediat următoare, nu știu ce film am acolo, dacă nu se întâmplă ceva tragic, cred că o să am și câteva roșii de salată. Da, apropo, astea trebuiau să fie sherry. Așa mi l-a dat vecina mea, cu titlul de sherry. Vedeți cu cât de sherry au ieșit. Și aici, ia uitați-le și pe astea cât sunt de frumoase. Da, și astea trebuiau să fie ceva galbene sau o chestie, da, nu știm. Adică, așa, și astea, aici sunt niște probleme cu ceva boală, mană, we don't know, dar aia e. Nu mă impacientez ca vecina mea, dacă se fac bine, dacă nu se fac iară bine, asta este, uite, asta trebuie să o leg, să o ridic de acolo și să o aduc în sus. Mai avem și câteva floricele, deci stăm relativ bine la capitolul roșii. Am reușit să am o mini producție de roșii foarte drăgălașă chiar. So, look at them, my babies. Una din magicele mele prune este aceasta, care este foarte mare, după cum vedeți. Și acum am constatat că asta se sfoiegește, ceea ce înseamnă că... mi-a și căzut o mână. Mirific. Și mai era una pe undeva, nu mai știu pe unde. Da, deci producția mea de prune. Îndrăznești să vin pat. După treaba asta să îndrăznești să vin pat. Să dorm lângă mine. Că nu o să se întâmple așa ceva. Nu o să se întâmple așa ceva. Nu o să te lași să dormi în pat după ce te-ai tăvălit pe aici și te-ai umplut de praf. Și am dat drumul la apă, cum ziceam. Ca să le mai dăm puțină apă fetelor. Oh, abia aștept să se facă astea, că sunt atât de bune. Îmi plac mult de tot. Astea trebuiau să fie galbene. Trebuiau să fie galbene, cred. Parcă. Da. Uite ce! Iar lui Udi îi place foarte tare apa și îi place să se joace cu apa și îi place să alerge apa și să urmărească pe aici. De acum este ocupată să spele lăbuța, dar ei în general îi place apa. Nu să se ude, nu să ude pe ea și îi facem băiță, nu-i place, dar îi place să se joace așa cu apa, să mai bade în lăbuțele, să mai urmărească chestii care plutesc în apă. Suntem o mamuțică, suntem o mamuțică. Thank you.
Da, bună seara, bună seara! Aș vrea să vedem dacă reușim să captăm sunetul de fundal. Există undeva în depărtare și niște manele, dar sper că nu pe alea le-ați auzit și greierii sunt cu sutele. Este un concert fabulos de greier, cred că n-am mai auzit de mult, chiar nu am mai auzit de mult timp concertul ăsta de greier și acum, până să deschid camera, am sesizat, zic, ups, e liniște, bănuiesc, pentru că fiind vară, sunt foarte multe seri în care nu este liniște. Cred că ați sesizat și când am filmat un pic pe afară, că se întâmplau niște mișcări de forță, de trupe pe acolo și da, era puțină gălăgie și de-aia m-am și oprit din filmat. E destul de greu în perioada asta să găsești puțin spațiu liber, să asculți greierii între zgomotele care se fac. Dar partea bună este că eu, după ce am terminat de udat, de hrănit toți copiii, de pupăcit niște musteți albe, pe care în ultima vreme, în ultimele zile, recunosc că nu prea le-am pupăcit, pentru că stă mai mult pe afară, cu toate căldurile astea, ea stă mai mult pe afară, nu știu ce-i cu ea și nu știu de ce îi place așa de tare, vine dimineața să-mi ceară imperativ mâncare și cam atât. Adică în rest nu prea ne mai întâlnim, nu prea ne mai intersectăm decât maxim o dată pe zi. Pentru că eu stau în casă la adăpost sau sunt plecată sau așa și ea stă pe afară. Deci da. Și în seara asta am pupăcit-o și am smotocit-o bine ca să îi meargă fulgii, să nu uite de unde a plecat. Da, și am profitat de ocazie și mi-am făcut și o baie și m-am relaxat și mi-am folosit și aparatul ăla cu frecvență înaltă, pentru că nu mai folosisem de mult și au început niște moștri să mă invadeze și am zis să exterminăm coloniile care sunt. Părul meu este destul de uscat la vârfuri, să știți, l-am tuns zilele trecute, nu știu, v-am zis chestia asta, am uitat ce v-am spus la începutul vlogului, ce v-am spus pe parcursul vlogului, deci trebuie să mă dezobișnuiesc de a face vlogurile în stilul ăsta în care am început să le fac, și anume în zile separate, la o distanță destul de mari, pentru că nu. Încep să uit, adică deja neuronii mei, care până acum funcționau foarte bine, încep să mă lase. Și da, nu știu dacă v-am zis că am tăiat un pic din vârfuri și stă puțin ciudat. Asta v-am zis că azi la cafea, gata, mi-am amintit. Haideți că nu mi-am pierdut chiar toți neuronii, dar sunt pe cale să-i pierd. Așa, și e, arată destul de uscat a doua zi după spălare și așa că trebuie să-l spăl în fiecare zi ca să-l hidratez. Și se pare că îi place așa. Acum, fiind seară, arată ca o mătură. Nu e problema că rezolvăm problema mâine. Nu e problema că rezolvăm problema, da, ați înțeles voi. Este... cât se făcu? Un 10 fix. La fix l-am prins. Așa, 10 fix. Și ce vreau să fac? Acum pe seară, când să fac și o încheiere la vlogul ăsta, mi-am dat seama că am foarte multe subiecte de discutat pe care le țineam și le plănuisem pentru clipul ăsta. Știți că vă povestesc des că am multe idei de a vă povesti sau multe chestii de a vă povesti și de a vă updata la începutul daily vlogurilor și după aia uit. Când deschid efectiv camera să fac treaba asta, uite, apropo, m-au părăsit și astea două unghii, numai bine, mâine ne apucăm de treabă și le rezolvăm și pe ele, că oricum era cazul. Mi-au crescut și mie unghiile, dacă puteți crede așa ceva. Senzațional, în reluare și în direct, da. Și revenind la ce ziceam, de multe ori stau și mă gândesc ca să nu-i să povestesc și de aia și de aia și de aia pe vlog și când deschid camera, uit. Ei, acum, în seara asta, stând în cadă, se pare că mi s-au relaxat acei 2-3 neuroni rătăciți pe care îi mai am, de care vă ziceam mai devreme, și am început să-mi aduc aminte de subiecte de discuție, dar nu mai continui, adică nu mai întind vlogul ăsta, care și așa mi se pare că e haotic și trebuie neapărat să îmi fac un obicei din a face vlogurile mai compacte și din a nu le mai împrăștia pe 11.000 de zile și mai ales zile care sunt la distanță una de cealaltă. Această cărțulie este foarte drăguță. Mi-ar fi plăcut să meargă puțin mai repede acțiunea. Mi se pare că merge destul de greoi acțiunea, dar ăsta este stilul Rebecca Ross, că de Rebecca Ross este scrisă această
carte. Mi se pare că e puțin cam lentuță, mi-ar fi plăcut să meargă un picuț mai repede acțiunea, dar nu e rea, adică chiar nu e rea. Pentru carte fantasy, mi se pare că are o lume destul de bine construită, încă n-am intrat în lumea fantasy super bine, avea acum de la jumătatea cărții am pătruns așa. Și v-am zis, sper să termin cât mai repede pentru că am în plan altele pentru perioada asta. So, nu mai intru în subiectele pe care vreau să le discut. Chiar acum o să intru în telefon și am să-mi fac o listă, cum am promis de multe ori, și am să vă spun data viitoare în următorul daily vlog. O să vă povestesc ce aveam pe cap, ce aveam în minte să vă povestesc. Mi-a prins foarte bine baia din seara asta, să știți, m-a relaxat foarte bine. Nu știu cât s-a văzut pe cameră, dar au fost niște zile destul de productive, destul de interesante, cu destul de multe lucruri de făcut. S-a terminat și Capela Sixtină, v-am zis, avem niște update-uri pe care eu nu vi le-am dat, dar discutăm altă dată. So, cam atât pentru astăzi. Mulțumesc dacă ați rezistat până la final. Și acum un test de enduranță pentru cine a rezistat până la final să-mi lase... Ce să-mi lase? Ce să-mi lase? Ce să-mi lase? I don't know. Să-mi lăsați un emoji din ăla cu carte deschisă. Știți voi emoji-urile alea cu cărțile deschise? Așa, un emoji din ăla pentru că tot am vorbit de cartea asta. So, cam atât pentru seara asta. Vă pup și ne vedem în următorul clip.